În Transilvania, lucrurile au stat cu totul altfel decât în țara românească și în Moldova. Revoluția începuse și în Ungaria. Unii dintre revoluționarii din Principate, mai cu seamă Nicolae Bălcescu, ar fi vrut să ne aliem cu ungurii, fiindcă dușmanul nostru al tuturor, în gândul lui, era Rusia. Din păcate, ungurii, reprezentați mai ales de aristocrația lor, au avut alte scopuri naționale. Nobilimea maghiară, chiar de pe vremea Mariei Tereza, era foarte puternică și forma o mare parte din armata austriacă. Așa se explică cum a reușit Revoluția Ungară să țină piept austriecilor timp de un an. S-a crezut chiar că vor forma o Ungarie liberă. Austriecii au continuat însă lupta contra lor și au chemat în ajutor pe ruși. Între timp, românii din Transilvania ar fi spus ungurilor: noi suntem alături de voi pentru a lupta împotriva împărăției, cu condiția să ne acordați în Transilvania egalitate în drepturi. Ungurii n-au acceptat, ba au mers dimpotrivă mai departe. Au proclamat în 1848 unirea Transilvaniei cu Ungaria. Până atunci, sub dominația împăratului, cu toate că puterea era în mâna dietei maghiare, Ardealul reprezenta o unitate aparte. Românii n-au putut admite unirea cu Ungaria, ar fi devenit minoritari în unitatea administrativă nou creată. Nu s-a putut ajunge la o înțelegere, așa încât țăranii români, în jurul lui Avram Iancu, au luat armele împotriva ungurilor. Același lucru s-a întâmplat și cu croații, așa încât două mari minorități din împărăția austriacă, croații și românii, se aliază cu guvernul central de la Viena împotriva revoluționarilor unguri. Iar când în fine maghiarii înțeleg că interesul lor e să se alieze cu românii și semnează cu Bălcescu o înțelegere conform căreia acordă românilor egalitate de drepturi în Transilvania, dar e prea târziu. Armata rusă intră în Ardeal, iar armata ungară este nimicită. Deși înfrântă, Revoluția maghiară din 1848-1849 a servit în mod paradoxal ungurilor. Austriecii nu i-au răsplătit pe croați și pe români care îi ajutaseră împotriva ungurilor. Nu le-au acordat drepturi suplimentare. În schimb, după mai puțin de 20 de ani, văzând că această împărăție nu mai poate rezista condusă doar de austrieci, au creat în 1867 o Uniune Austro-Ungară, adică au dat ungurilor autoritate asupra jumătății de răsărit a Imperiului, ceea ce a fost o nenorocire pentru minoritățile din zona ungară. S-a reconstituit într-un fel coroana Ungariei din Evul Mediu, iar ungurii, care nici măcar nu erau majoritari în teritoriul atribuit, au avut astfel autoritate asupra slovacilor, românilor, rutenilor din Ucraina subcarpatică și asupra unei părți a croaților și sârbilor, pe când austriecii, în partea puseană a Imperiului, păstrau, în plus față de Austria propriu-zisă, Boemia, Cehia, sud-vestul Poloniei, Bucovina și o parte din Croația. Acesta a fost compromisul de la 1867, care a primit denumirea de dubla monarhie, cu două capitale, Viena și Budapesta. Două parlamente, două guverne, numai externele, armata și câteva administrații fiind comune. Pentru românii transilvaneni a fost o nenorocire, fiindcă maghiarii deveniți stăpâni au încercat să maghiarizeze prin tot felul de mijloace populațiile minoritare.